A fost semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a drumului județean 607B, tronsonul Magheru-Bunoaica, implementat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri guvernamentale în cadrul programului Angel Salini. Valoarea sa este de peste 44 de milioane de lei, iar lucrările ar urma să înceapă peste 4 luni. Prin Planul Național de Investiții Angel Salini, Consiliul Județean Mehedinți a primit finanțarea pentru reabilitarea și modernizarea a 5 drumuri județene. Unul dintre aceste drumuri județene este cel cuprins între Magheru, mai exact ieșire din Magheru, comuna Breznița de Ocol, și intrare în satul Bunoaica din comuna Cireșu. Lungimea totală a acestui drum județean este de 19,3 km. În paralel cu aprobarea acestui proiect la finanțare de către Ministrul Dezvoltării, am demarat și noi procedura de achiziție publică, procedură care s-a finalizat prin desemnarea unei asocieri de firme, asociere care a câștigat această licitație și care va realiza acest drum. Alături de reprezentanta acestei asocieri, am invitat să participe la acest moment și pe cei doi colegi ai mei, primarii comunelor Breznița de Ocol și Cireșu, primar care a fost alături de mine și am făcut împreună toate aceste demersuri pentru ca instituția pe care reprezint, Consiliul Județean Mehedinți, să obțină această finanțare. Ne angajăm ca în cele 24 de luni, 4 luni proiectare, 20 execuție, să finalizăm contractul, ca lucrări avem cei 19,3 km de executat, reabilitat, modernizat. 3 poduri, podețe transversale, laterale, trotuare, avem siguranța circulației și eu zic că toți acești indicatori vor fi respectați și vom îndeplini sarcinile cum trebuie. Beneficiarii direct vor fi cetățenii satului Jidoștița, Șoșița, dar și ai comunităților Cireșu, Poten și toți cei care tranzitează zona de nord. Tocmai de aceea vreau să-i mulțumesc Consiliului Județean și în special domnului președinte Alatin Georgescu, s-a ținut de promisiune ca întotdeauna și nu poate decât să mă bucure această investiție. Sunt ani de zile de când solicit și solicităm și în numele cetățenilor de la Cireșu și numai Cireșu asfaltarea acestui drum. Este un lucru bun, e de apreciat și în numele meu și al comunității din Cireșu vă felicit și vă mulțumim. Să fie într-un ceas bun. Doamne ajută! Faceți cât mai repede și cât mai calitativ. Felicitări, domnule primar. Felicitări, domnule primar.